Neața tuturor! Astăzi avem mult de lucru. Am rugămintea la voi să vă uitați întâi la clip și apoi vă alegeți informația care vă folosește. Pentru început o să fac modelul ăsta care merge de bordură, de margine, după părerea mea, la orice și nu numai. Eu mi-am făcut inclusiv covor cu modelul ăsta. Să poate și bluză și ce vreți voi. Deci eu dacă aș face o perdea, modelul ăsta l-aș folosi pentru margine, pentru încadrare. Asta ar fi un model. Acesta ar fi al doilea, nu neapărat pentru margine, îmi place estetica. L-aș face și o margine, de ce nu, o bordură, oriceva. Și o să le luăm pe rând și o să mai fac ceva în plus, dar de asta spuneam că v-aș ruga să vă uitați la tot clipul și apoi să vă trageți concluziile și apoi mai povestim. Și o să vedeți între timp și un al treilea model. Modelul respectiv l-am folosit mai de mult pentru o bluză, pentru mine, și a fost foarte de efect, foarte apreciată. Apare în multe locuri ca și un model preferat pentru perdele, dar e foarte simplistă și nu știu dacă v-ar plăcea și nu vreau să se spună că extraordinar, am copiat și eu un model. Bun. Haideți să începem cu modelul ce vi l-am arătat adinea ori. Ăla cu mostra verde. Am pus unghia la al cincilea ochi de lanț și în acel loc voi face un picior mare, adică cu un jeteu. După aceea trebuie să sărim din bază 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4 și în al cincilea voi lucra un picior mare. Deci 1, 2, 3, 4, în al cincilea lucrez un picior mare. Adică cu un jeteu, un ochi de lanț, un picior în același loc, un ochi de lanț, un picior în același loc. Da? Și o să am, de fapt, 3 picioare în același loc, cu câte un ochi de lanț între ele. Îmi pregătesc cu un jeteu să fie acolo. Număr din nou, 1, 2, 3, 4, în al cincilea voi face din nou 3 picioare în același loc cu câte un ochi de lanț între ele. Deci fac un picior, un ochi de lanț, un picior, un ochi de lanț și mă duc mai departe. 1, 2, 3, 4, în al cincilea lucrez. În margini, întotdeauna să aveți numai 2 picioare. Deci aici, practic, am avut un picior fals și cu al doilea. Și în rest câte 3 picioare. Bun, mergem mai departe. Și ne vedem în rândul următor. Rândul următor, fiind un rând de întoarcere, ar trebui de aici, din mijloc, presupuneți aici că nu-l vedeți piciorul ăsta, întotdeauna în capete v-am spus că trebuie să aveți 2 picioare. Deci din ultimul picior o să ridicăm cu 3 ochiuri de lanț. O să vedeți imediat că ce am lucrat aici, dar nu despre asta e vorba acum la modelul ăsta. Deci presupunem că astea sunt cele 3 ochiuri de lanț cu care se ridică rândul și mai trebuie să fac 4 ochiuri de lanț pentru model. Și acum în fiecare centru de vantai voi face un picior mare și 4 ochiuri de lanț.
inclusiv aici în ultimul semi-evantai de capăt. Uite că imediat ajungem. O să fac 4 ochiuri de lanț și în ultimul, așa zis, picior voi avea încă un picior mare, adică cu un jeteu. Și mă ridic cu 3 ochiuri de lanț pentru a înlocui un picior mare și bineînțeles că am întors lucru și fac un picior mare exact aici de unde s-a început și repetăm modelul ca și cum am face rândul 1. Deci unde am picior mare, fac un picior mare, un ochi de lanț, un picior mare, un ochi de lanț, un picior mare. Și sar la următoarea. Secvență și fac din nou un evantai. Unde am un picior mare, voi face 3 deasupra lui. Și tot așa. Modelul se realizează repetând aceste două rânduri care vin perfect aliniate. Și nu trebuie să ne îngrijorăm noi să urmărim dacă greșim sau nu modelul. Uite, suntem la ultimul. Și spuneam că pentru a întoarce aici aveam două picioare de făcut, da? Și cu 3 ochiuri de lanț m-am ridicat în ultimul model, în rândul următor am făcut 3 ochiuri de lanț și încă 4 ochiuri de lanț pentru model și în fiecare evantai voi face un picior mare și 4 ochiuri de lanț. Atât e tot modelul pentru mostra asta. Voi îl folosiți la ce vă dorește inima. Așa, și am ajuns la ultimul. Și ne ridicăm cu 3 ochiuri de lanț și cu încă unul ca să înlocuiesc pentru semi-evantaiul de margine. Da? Și am făcut un picior în același loc și cam ăsta e tot modelul. Nu-i mare filozofie. Da? Să trecem mai departe la următoarea etapă. Da, ce se întâmplă de fapt în spatele, ceea ce facem. Deci eu mai de mult mi-am făcut un tip de bluză. Am început-o așa și pe final de clip vă arăt ce, că sunt mai multe etape de lucru. Am făcut câte 10 ochiuri de lanț și 5 picioare mari în șir. Și dacă am făcut 10 ochiuri de lanț, înseamnă că și din bază am sărit 10 ochiuri de lanț pentru început, da? Și apoi am făcut 5 picioare mari, iar am făcut 10 ochiuri de lanț, 5, 6, 7, 8, 9, 10, am sărit 10 ochiuri de lanț și am făcut în continuare 5 picioare mari, dar dacă vreți să faceți o față de masă din asta, vă trebuie cam vreo 50 de ochiuri de lanț sau 40 și măcar între 10 și 20 de picioare mari între ele, dacă nu cumva aici, în locul ăsta, alegeți să faceți ceva de genul, modele, știu eu. Dacă să se vadă frumos,
aerisit, vă trebuie mai multe ochiuri de lanț. 10 nu o să fie suficiente. Și absolut la fiecare rând, 9 și 10, absolut la fiecare rând, unde am picioare mari, fac picioare mari și unde am ochiuri de lanț, fac ochiuri de lanț. La partea asta nu mai revin, până acolo la final, la final de tot vă arăt ce am mai făcut în etapa următoare la bluza respectivă. Așa ca o idee de, în caz că vă trebuie la ceva bluziță sau fustiță sau știu eu. Oricând se poate prelucra mai departe, după dorința voastră. Bun, ne vedem la modelul următor. La modelul ăsta, la alt mai pătrățos, închipuiți-vă că am făcut ochiurile de lanț și am pus unghia și am mai făcut 3 ochiuri de lanț în loc de picior mare și în piciorul, în ochiul de lanț următor am mai făcut un picior. Deci să avem 2 picioare. Da? Eu sunt mai avansată, mă duc cu 2 picioare mari, da? Și fac 2 ochiuri de lanț, sar 2 ochiuri de lanț din bază și în al treilea și al patrulea ochi de lanț fac 2 picioare consecutive cu un singur jeteu. 2 ochiuri de lanț, sar 2 ochiuri de lanț din bază, în 3 și 4 fac câte un picior mare. Și tot așa, până ajungem în capăt și pentru că sunt pe capăt, nu mai opresc filmarea pentru că numai mai rău aș face. Și în capăt ideal ar fi să aveți 2 picioare mari. Ei bine, acum trebuie să ridicăm cu un ochi de lanț și întoarcem. Asta o să țină loc de picior mic și fac un picior mic în următorul, pe ăsta, piciorul al doilea. 2 ochiuri de lanț. Mă duc la următoarele 2 picioare, fac câte un picior mic în fiecare, adică fără jeteu. 2 ochiuri de lanț. Sar la următoarele 2 picioare mari, fac din nou 2 picioare mici, 2 ochiuri de lanț. Foarte simplu. Mega simplu. Și cu modelul ăsta eu am văzut persoane care au lucrat bluze. Eu personal am lucrat un covor. Bun, aici în capăt ne ridicăm cu 3 ochiuri de lanț și în piciorul ăsta mic al doilea voi face un picior mare, 2 ochiuri de lanț, sarm la următoarele secvențe și toate vin așa frumos încolonate, 2 picioare mari, 2 ochiuri de lanț, 2 picioare mari. Mai cu seamă că am văzut bluză făcută de cineva, e foarte ușor de urmărit la mulțiri și o înțeleg de ce o ales modelul ăsta, pentru că e foarte de efect. Bun. Și modelul se repetă și mai cu seamă, mai bine spus, modelul se realizează prin repetiția celor 2 rânduri prezentate. Și acum sunt la rândul ăla cu picioare mici, unde am picioare mari, fac 2 picioare mici, 2 ochiuri de lanț, sar la următoarele și tot așa mai departe. Foarte simplu, ca o joacă de copil. Așa. Și am ajuns la picioarele mari. Ar fi bine dacă aș putea să dau show, să pozez de nu, nu? Asta e.
Ne întâlnim după ce lucrez mai multe rânduri și o să vă arăt un mod de a prelucra lănțișoarele astea, în caz că vă trebuie totuși bluză să faceți. Mamă, că suflu! A moarte, minte nată! Am fugit pe scări până jos, că mi-a venit în sfârșit comanda de pe AliExpress, bineînțeles. Mi-am comandat două degetare din astea mai speciale. Pentru că atunci când cos, întotdeauna mă taie pe vârful degetului. Uite că mi-am luat șunem. Mare minerare că am nimerit așa ceva. M-ul cam mare. Asta merge pe degetele mari. Astea sunt niște broșe din alea de lemn. Nu mai țin minte cât costă, dar nu sunt foarte ieftine. Și bagi așa până hainele croșetate și tricotate. De arătat arată foarte bine. Și aici e o floricică. Cred că dacă m-aș apuca să fac așa ceva, aș da lovitura pe România. Nu tare întâlniți. Nu sunt foarte mari, dar mă la drept vorbind, nici mici nu îs. Hai să le pun deoparte. Și apoi promit că mă apuc de treabă. Unde-i capătul? Astea sunt pixuri din alea care se șterg la căldură, la fecare. Sper să margă mult pe frigul ăsta. La noi e frig. O, mâncață! Bun, și cum iasă? Prin așa. Și bagi pixul pe aici, să înțeleg. O, n-am văzut. Ia, uite, te sucesc pe el. Da, că mere în gol, de-aia te sucesc pe el. Așa. Și asta le probăm. Să spunem că merge. Așa, așa, așa. Hai să vedem următorul. Multe nuanțe de roșu și roz. Nu că mă deranjează, dar astea sunt ale albe. Să vede și nu prea. Albastru, bun. Nici rău, dar nici chiar foarte bine. Bun. Să ne întoarcem noi la lucrul nostru. Ceea ce mai vreau să adaug e că avem modelul ăsta cu triunghiurile. Mi se pare că era modelul cu numărul 6 la mine pe canal. Uite, de exemplu, în loc de cele 5 picioare mari, se poate face câte o secvență de triunghiuri intercalate cu 40-50 ochiuri de lanț. Bun, și acum o altă idee de... Că v-am spus că din chestia asta eu mi-am făcut bluză și mai precis astfel. Deci am luat prima buclă, cum ar veni, primul ochi de lanț, am făcut o buclă. Trebuie să o faci așa mai răsucită, pentru că altfel îți scapă. Hai să las și camera mai jos. Probabil o să se defocalizeze des. Și tot cu ajutorul croșetei o să iau lănțișorul următor, deci rândul următor. Și ca și cum aș croșeta
tot așa un lănțișor. De data asta o să semene foarte mult cu atunci când tricotăm, da? Sau remaiem un ochi tricotat și nu știu ce s-o văzut la filmare, mă uit imediat, apare ceva de genul. Și aici, cum am lăsat capătul ăsta de ață strategic, am făcut două ochiuri de lanț, sau vedeți cât să trage materialul, un ochi de lanț o să fac aici totuși și o să prind cu croșeta bucla, ultima buclă, și o să fac un picior mic, un ochi de lanț și mă duc și fac 5 picioare mari. Da, uite, de ce n-aș putea face aceeași chestie la o perdeaua? Să fac tot așa cele 5 picioare mari, las ochiurile de lanț în pace, fac 5 picioare mari și după aia fac coloana asta cu croșeta sau cu acul de remaiat, cum vii mai ușor, și tot așa. Dar, bineînțeles, că o să se îngusteze înapoi. Și așa mi-am făcut atunci bluză și o fă foarte de efect. Bineînțeles că i-am lăsat aici franjuri și tot felul de minuni. Mie și eu am fost mai tânără pe atunci și mi-a stat bine. Am deja nu mai evit niște chestii, niște trestii. No. În speranța că v-o dat niște idei, eu las clipul așa cum e și dacă vom fi cu sănătate, ne întâlnim mâine. Să aveți spor bun!